Cele mai bune produse românești de carne, cele mai bune preparate, ni le poate oferi și în acest an de zilele municipiului domnul Victor Măgăreaț. Da. Bună dimineața, Victor! Să trăiești! Spuneți-mi, spunem ce avem anul ăsta deosebit. Tradițional pastramă. Pastramă. Mici, cârnăciori, scăricică, ceafă de porc, piept de pui pentru copii, pentru toate. Sunt prețuri mari, sunt prețuri accesibile? Nu, prețurile sunt. De exemplu, pastrama cam cum s-ar vinde, Victor? Pastrama anul când au fost alții comercianți înainte, era avea la 80 lei, 90 lei. Noi avem la 60 de lei. 60 de lei? 50, între 50. Un mic cât costă la zilele municipiului Călăraș la voi? 2 lei și 2 lei 50. 2 lei, 2 lei 50. Deci un cârnat? 6 lei, 7 lei. Deci un preț accesibil, în condiții de igienă, servire promptă, ireproșabilă, ca de obicei. Sunteți două restaurante anul ăsta, deci concurența va fi mare. Da, două suntem, da. Deoarece suntem și în domeniu și lucrăm din 1982, numai în industria. Deci din 82, frații Măgăreață lucrează în preparate da. Carne. Inclusiv la fost abator Călăraș, fabrica de mentelul Călăraș, primele măcelării care s-au deschis private. Frații Măgăreață le-au deschis. Bine, Victor, îți doresc succes, să fie frumos și să ne placă la toți călărășenii, inclusiv de produsele. Drag.